Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de seară. Alături de mine se află domnul Vasile Avram, primarul comunei Todirești. Am încheiat prima parte, domnule primar, a emisiunii, vorbind despre tradiții și cum v-ați implicat. Revenim la investiții, mai sunt câteva. Da, la investiții vreau să spun tot pe fonduri europene. Am obținut și finanțarea unei mașini de pompieri prin Galul, cetatea Bucovinii, din care face parte și Comuna Todirești. 50% din bugetul local, dar este o sumă foarte binevenită pentru că noi avem un serviciu voluntar pentru situații de urgență la Todirești, compus din patru angajați, șoferi angajați, și 18 voluntari, împărțiți pentru fiecare sat al comunei. Comuna fiind destul de mare, 6.103 hectare, cu peste 2.400 de gospodării, 5.700 de locuitori, deci ca să ajungi în timp util la un incendiu, ferească Dumnezeu, Da. să poți să salvezi în timp util bunurile care sunt puse în pericol de un incendiu ale gospodarului respectiv sau instituție sau ce o fi, cu mașina veche pe care încă o avem în dotare, făceam față cam la limită, să spun, destul de greu. Pentru că o mașină veche din 1979 și-a făcut treaba, noi am menținut-o, ca să spunem așa, am reparat-o mereu, dar era lentă la deplasare. De asta spun pentru mașina nouă, este mașină de aproape 100.000 de euro, o mașină de intervenție rapidă, chiar și-a făcut treaba foarte bine în două rânduri în satul Costâna, odată la Spitalul de Neuropsihiatrie, a ajuns foarte rapid și a limitat pagubile ca să se extindă, la fel și în noaptea de Crăciun la gospodăria unui gospodar din Costâna. Vreau să spun că noi, spunea un bătrân mai hâtru din comună, mă băieți, să dea Dumnezeu să o puteți folosi doar la o da florile. E, dar dacă mai este nevoie și la altceva, este foarte binevenită și de un real folos. Această mașină de pompieri, ca și eligibilitate pe fondurile europene, a creat și un nou loc de muncă, pentru că s-a impus angajarea unui șofer pompier, ceea ce este foarte bine, oricum aveam nevoie pentru că Da. unul dintre ei a ieșit la pensie, deci angajăm un altul nou și, cum spunea Mașina oricum trebuie și ea întreținută, chiar dacă este în bineînțeles, remiză. noi avem personal care asigură permanență 24 din 24 de ore și ea în orice moment poate fi pusă în funcție. Și bineînțeles că trebuie să fie așa și așa și este. Un alt proiect mai mare, ca să spun, la care lucrez din anul 2013, avut odată, a fost aprobat, este Centrul Cultural de la Todirești. Un centru mare, în valoare de aproape 50 de miliarde de lei vechi. Spun că odată era, ca să zic așa, bătut în cuie începerea execuției lui, a câștigat licitația acum 2 ani o firmă din București, n-are rost să dau Da, nume, nu. pentru că nu e o amintire tare plăcută. Am înțeles după aia că era o firmă din asta de apartament, pentru că în urma câștigării licitației a venit patronul firmei la noi la primărie și mi-a zis: domnul primar, dacă ai vreun prieten care e constructor, poate să înceapă treaba, eu vin, îi plătesc. Zic, stai așa, domnule, cum adică? Dar ce e asta? Da, chiar neplăcut, moment neplăcut, cum Da, spuneți zic, este un centru cultural, nu ne jucăm de proiectele de dumneavoastră. aici. Da. Da, totuși cu El, tupeu.
Da, cu tupeu, da. Adică dacă așa, aveți un prieten, știți, cu firmă și hai. Da, ca după aia să construiască altcineva și ăla să rămână cu banii, ăsta cu nimica, doar cu construcție. Nu încăpea vorbă, nici nu m-am gândit vreodată la așa ceva. Ca drept dovadă, a câștigat licitația, culmea, și în altă localitate, prin Corbeanca, Ilfov, Paremise. Am luat legătura, în scurt timp am informat și am luat legătura cu șefii, cu cei de la Compania Națională de Investiții de la București. Mi-au confirmat și ei că nu au încredere, văzând că nu se prezintă la timp, la începerea lucrărilor. Așa, și în câteva luni i-au reziliat contractele și la noi și la Ilfov. Asta este bine, unii spuneau, trebuia să-l lași, să înceapă, să așa. Dom'le, mai greu dacă începe. Da. Pentru că vine, sapă două grope acolo, toarnă două găleți de beton și după aia trebuie să aduci expertiză, să vezi cât a lucrat el, să-i și plătești, că așa este cumva normal, dacă se poate numi. Mai bine că n-a început deloc, dar ne-a întârziat cu un an și ceva. Dar până la urmă au făcut licitația de nou, a venit o firmă serioasă, care la momentul în care suntem în emisiune, ei lucrează. Au lucrat imediat în ianuarie, timpul pentru permite. Că temperaturile de afară permit. Chiar am întrebat și eu într-o dimineață, am mers la 8 fără un sfert la ei acolo și zic, băi, dar cum lucrați voi? Că întâmplarea face, mă mai pricep și eu la construcții. Uh-huh. Zic că nu vă îngheață mortarul, că erau la zidit și la fel. Zice, domnule, în timpul amiezei lucrăm cu mortar, eventual mai punem aditiv în el, zic așa, da. Și la fier și lucrează, se ridică construcția. Asta este foarte bine, pentru că dau de lucru și la muncitori. Da. Aici este un lucru bun, pentru că în echipă, căminul fiind, construcția fiind mare, ei lucrează pe mai multe fronturi și atunci au angajat și din comună la noi muncitori. Deci de și acolo, și la școală la Toderești, am oferit și noi locuri de muncă tinerilor din comună și nu numai. Este chiar un șef de echipă, un maestru, care a lucrat și în țară, a plecat un pic și în străinătate. Nu prea este el așa, că este de vârsta mea, chiar cu 2 ani mai în vârstă decât mine. Zice, nu mai sunt eu să alerg prin țări străine. Acum câștigă dar 1000... Experiența are? Experiența are, câștigă 1000 de euro în mână aici. Acasă. Cu carte de muncă, acasă la el. Vine cu bicicleta până la servici, se duce înapoi. Bine, acum în timp de iarnă nu vine cu bicicleta, dar asta toamnă așa. Și firma a spus, zice, dacă sunteți dispus și vreți să continuăm, avem și alte lucrări în județul Suceava, deci putem continua și poate omul să iasă la pensie de acolo cu și un salar decent, spun eu, 1000 de euro. Într-adevăr, omul este bun și nu numai, și salahori și toți. Asta este un plus valoare pentru toți locuitorii comunii, ca să spun. La alte proiecte mai sunt și din bugetul local la care lucrăm. Astea nu prea le-am zis, dar avem extinderi de alimentare cu energie electrică la casele noi construite. Sunt proiecte poate cu valori mai mici față de celelalte care le-am spus până acum, pentru că dacă o școală are 40 de miliarde, una 35, una 25, căminul 40. Aici, la extindere, sunt în jur la 1,5 miliarde de lei vechi, 2 miliarde, dar este din bugetul local. Uh-huh. Pentru bugetul local, sumele sunt foarte mari. Da. Dar este foarte necesar, pentru că, după cum știm, EONU sau Delgaz Grid, cum se spune acum, ei nu prea mai fac extinderi. Da, spun că trebuie să le facem noi din bugetul local. Bun, dar spuneți-mi, rețeaua rămâne la dumneavoastră sau nu? Nu, aici a fost un pic o problemă, pentru că ei au vrut ca să fie al lor cu totul,
dar implica o problemă destul de gravă. Am discutat cu Curtea de Conturi. Corect. Că nu sunt la prima rețea, este a treia rețea care o facem. A. Am făcut două în Costâna, una în Soloneț. Asta tot extinderi sau pur și simplu integral? Extinderi. Da, da, extinderi. Sunt acele case noi construite. Da, și puteți lega și de terenul și, acordat. Da, da, exact. Că sunt case, că sunt terenuri concesionate, că sunt terenuri acordate gratuit da. Pentru tinerii care nu dispun de sume pentru a-și cumpăra terenul, atunci prin legea 15 îi acordăm 5 ani gratuit prin hotărâre de consiliu local cu acordul colegilor consilieri și familia tânără respectivă poate să înceapă să-și construiască o casă și este un ajutor din partea statului și da. A primăriei. Și vreau să spun că aceste extinderi, spuneați, dacă le dăm lor gratuit rețeaua, da. Nu, le-am dat-o în comodat gratuit. Mm. Deci proprietari suntem tot noi, da. Lor le-am dat-o spre folosință. Da. Da. Până la urmă, trebuie ca să le dai, pentru că dacă se întâmplă ceva în rețea și trebuie să intervină, da. Ei trebuie să o întrețină, să o repare. Așa, și asta e drept. Nu facem nimic cu ea, oricum este spre folosința caselor, locuitorilor da. Noștri. Da. Spuneți-mi câte case, câte terenuri au fost acordate până acum? Da, în satul Soloneț s-au scos de când am venit eu din 2012, erau alocate parcele în jur la 60, mai erau vreo 8 care le-am dat eu. Când am venit da. Eu am mai alocat încă 30 și în 2 ani, mai puțin de 2 ani, s-au distribuit toate. Acum sunt cereri. Până anul trecut nu se putea, era interzis, o lege interzicea, dar din decembrie 2018 s-a deblocat această lege și în intravilanul comunii, pentru că era voie doar cu avizul Ministerului Agriculturii. Ceea ce era foarte probabil din cauza unor comuni care au rămas fără spațiu verde deloc. Uh-huh. Ceea ce la fel nu este normal. Evident. Dar noi dispunem și de spațiu verde pentru parcuri, să spunem, dacă și acolo vreau ca să ajung să... Dar întâi să facem ce da. Este mai stringent. Da. Și aceste case în Soloneț, în comuna Tădirești, 130 de parcele, când am venit eu, erau undeva la 60 distribuite. Acum mai sunt vreo 10, dar cereri deja sunt mai multe. În satul Costâna, în Părhus, nu este deloc pentru că nu este zonă, nu este unde. În satul Costâna erau în jur de 70 de parcele, mai sunt vreo 14 parimise, dar... Sunt. Deci interes există, s-au construit multe, multe case noi și de asta a fost imperios necesar ca să construim aceste rețele de alimentare cu energie electrică și extindere de iluminat, pentru că este separat. În prima iluminatul fază public. Ne dădea voie la un loc, acum este separat, un alt proiect, alți bani, altă distracție. Distracție, da, evident. Pentru că pe lângă faptul că nu te ajută cu mare lucru, îți mai ia și o grămadă de bani pe taxe și avize. Asta e viața. Mulțumim Domnului și dăm înainte. Da. Da. Pentru că spunea cineva din Costâna și pe bună dreptate, zice, m-am întors din străinătate, am construit casa aici, mi-ați dat teren în concesiune, foarte bine, am construit casa, m-am întors cu 3 copii. Și acum sper că nu o să stau la felinar sau la generator. Sau, bineînțeles. Logic, da, e dreptul lui de deci, acum. Nu se poate discuta așa ceva, da. Deci trebuie lăsat totul de la o parte, orice, și făcut, terminată această extindere electrică. Noi am terminat-o, acum sunt ultimele obținere. Ce lungime ar fi? Toate sunt până la 1 kilometru, dar de acolo derivează case și da, stânga asta, și da. Dreapta și ramificații, dar ca și lungime.
pentru că asta este o... Vă bucură până la urma urmei, că vin taxe și impozite la primărie, nu? Este adevărat și asta. Investești, după aia se întorc. Da. La un alt proiect care este bun, este un pic multianual, este cu intabularea gratuită. Intabularea gratuită, care am început în 2017, am avut un contract. Printre puține primării, vă numărați, care a interesat această acțiune națională. Da, pentru că, nu știu alții dacă sunt sau nu, mai mult sau avut, mai am puțin. Avut eu, Dar vreau să spun, chiar dacă mi-am dat seama că nu este un lucru ușor, trebuie făcut, pentru că trebuie să ajutăm oamenii. Acum, pământul... Mai ales că este gratuit. Da, aici este. Pământul, nu știu, nu prea are o valoare atât de mare. Dar, ca să-l intabulez, fiecare familie care deține pământ și este destul de... În vârstă sunt... Da. Oamenii bătrâni au pensie. Pensia, nu știu dacă le ajunge ca să plătească aceste intabulări, care sunt costisitoare. Acum, dacă copiilor sunt interesați să își ia fiecare parte a lui, zice, hai, tata, mama, te ajut eu cu bani și îți dau. Dar când se uită tânărul care lucrează prin străinătate sau chiar și la noi și știe că nu se poate întoarce să beneficieze de acel pământ, zice, vinde-l, fă ce știi cu el. Oricum, când pune în comparație cât costă intabularea și cât este valoarea pământului, îi pierde orice chef de a intabula. Atunci a venit foarte bine Guvernul României cu această lege și pentru a intabula gratuit terenurile din extravilanul comunei noastre, și extravilanul proprietatea țării. Devine mai, cum să vă spun eu, mai mai puternică. Mai puternică, evident, și este o avere. O certitudine. Da, exact. O certitudine. Rămâi, adică poți să ai oricând să folosești terenul respectiv și la bancă și la oriunde. Așa este și... pentru împrumuturi și... Că cineva vrea să-l vândă, că să-l țină, că să-l dea urmașilor. Este o certitudine, este intabulat, este proprietatea ta. Deci bătrânii pot să doarmă liniștiți, iar tinerii la fel de moștenirile lor. Este un lucru foarte bun și la al treilea contract suntem. Deci am făcut două, acum am semnat al treilea cu OCP-ul. Urmează să suntem în căutare de un alt autorizat cadastraș ca să vină să ne facă măsurători. Până la urmă, lumea este interesată, i-ați lămurit? Da, și ce este îmbucurător că nu au apărut incidente, adică nu au încercat să-și fure căciula unul la altul. Da. Asta înseamnă că sunt oameni gospodari în comuna noastră. Corect. Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu noi.